ca după o zi în care tocmai am venit de la proces, unde mă judec cu Gabi Fire. Dacă tot ai vorbit că m-a dat afară, acum mă judec, na, vreau să aflu și eu de ce m-a dat afară. De, ca metodă de tortură, ne dezbrăcau în pielea goală. Atenție, ne dezbrăcau în pielea goală. Ne plimbau pe, când, na, era un centru cu mai multe etaje, ne plimbau pe fiecare coridor și supraveghetoarele cu o vargă lungă, flexibilă, te băteau, și anume psihiatrizarea copiilor în masă prin medicație neuropsihiatrică. Adică nu te mai lovesc, că cu drepturile omului și e cam greu să te mai lovesc. La semne. La semne. Și atunci te fac legumă. Te bag pe medicație neuropsihiatrică. Deci tu nu ești de medicație neuropsihiatrică. Îi înceta măsura protecției fetei respective sau fetelor și fetele se mutau la el, la agresor. Avem, deci, voi lansa, începând cu săptămâna viitoare. Cu dovezi, cu tot, nu? Nu ne permit, păi, dar mă arestează ăștia. Eu am drept, calitate de demnitar, să iau pe cine vreau eu la cabinet. Și atenție, omul s-a oferit gratis să fie consilierul meu onorific. Pe domeniul juridic, protecția copilului. Pentru prima dată, de când colaborăm noi de aproape un an de zile, cred că acum o lună, mă invită la un eveniment, la o întâlnire și îmi spune un lucru foarte interesant. Eu am crescut pe lângă autoritate, îmi spune domnul avocat. Ești primul om care, când a fost într-o funcție de demnitate publică, n-ai avut niciodată biroul închis. Eu n-am avut niciodată. Biroul meu a fost 24 din 24 de ore deschis. Deci, nimeni nu vă ia niciun copil. Unu. În primul rând că există o presiune a Uniunii Europene să nu mai instituționalizăm. Doi. Eu am ieșit de nu știu câte ori anul trecut și am urlat în spațiu public, unde să știi că Gabi m-a susținut. Chiar dacă a existat presiune împotriva lui Gabi. Exista presiune. Eu nu-ți explic ce presiune a fost în jurul ei. Ba chiar s-a cerut demiterea mea, i s-a cerut lui Gabi, pentru că eu am ieșit în spațiu public să spun desfințăm toate centrele de plasament. Înseamnă că rahat mult la TV. Foarte mult. Deci, schema de vaccinare este schema națională pe care o faci sau nu o faci, este decizia părintelui, că copilul, pe la urmă, face ce e copil. El nu are capacitatea să decide. Până la urmă decide adultul. Ok. Cum la fel eu și cu mama fiului meu, ne-am decis pe anumite corect doze, că nici noi n-am făcut toate. Am ce am considerat în funcție de vârsta copilului. Nu mi-a luat nimeni copilul. Păi încă? Nici, îți dau un scris, că nici după PLX-ul ăsta. Care fii atent, că apare asta, rămâne. Da, noaptea, târziu, mă sună cu tocmai și-au pus ștrangul că să se sinucidă. Copiii abandonați. Îi scriu lui Elena, președinta. Că n-am respectat proceduri. Se omoară copiii ăia. Ce proceduri să mă... Îi scriu lui Gabi. Zic, nu se poate. Deci eu mă piș în proceduri. Deci nu-ți explic ce era la gura mea. O rog pe femeia și spun dă în judecată, degea speciu. Sunt certat a doua zi, cum am putut eu să recomand acelei doamne să dea în judecată, degea speciu? Pentru că în situații de criză, iei măsuri de criză, numai pe mine cu procedurile. Pentru că la Covasna, aplicându-se procedurile, ghiși ce s-a întâmplat copilul. Clasă mici? Da. Bună seara, oameni frumoși! Bine v-am găsit la un nou episod din podcastul Realități cu Niculescu. Astăzi am un invitat pe nume Vișinel Bălan. Atenție! O să fie o emisiune foarte interesantă. Vișinel Bălan, în vârstă de 35 de ani, activist pentru drepturile copiilor abandonați. Crescut în casele de copii sau orfelinate, o viață foarte, foarte grea, de cele mai multe ori dusă la extreme. Recent dat afară de către Gabriela Firea,
de la protecția copilului. Acolo era demnitar cu rang de subsecretar de stat. Bună seara, Vișinel. Îți mulțumesc că ai venit la noi în studio. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Cum ești? Ca după o zi plină. Ca după o zi în care tocmai am venit de la proces, unde mă judec cu Gabi Fire. Dacă tot ai vorbit că m-a dat afară, acum mă judec. Na, vreau să aflu și eu de ce m-a dat afară. Sunt într-o dilemă de etică morală. Dom'le, de ce m-a dat afară? Până să ajungem aici în prezent, hai să mergem un pic în trecut. Știi bine că eu, nu știu dacă știi, îți spun eu acum, eu mă lupt de circa 8-9 ani de zile, mă ocup, motivez tinerii, îi în drum către protejez familia, respectă-ți soția, respectă-ți copiii, muncește, fără libere, liberul, un copil cu cât are mai mult timp liber, cu atât e, pentru el este mai periculos să se ducă către vicii. Și sloganul meu este: meseria salvează România. Și am multe situații, o să ți le prezint eu pe parcurs, dar vreau mai întâi să o luăm cu începutul. Zi-mi povestea ta în mare. Ai crescut la orfelinat? Părinții tăi, știi ceva de ei? Da, da. Pe mama am îngropat-o anul trecut. Eu sunt ultimul copil. Sunt al 13-lea copil. Am crescut toți în casa de copii. Doar că eu am fost cel care a crescut fără frați. Eu nici n-am știut că am frați. Până la vârsta de 10 ani am fost oaia rătăcită a grupului sau a familiei. Eu crescând într-un alt centru, iar frații mei împreună, crescând într-un alt centru. Așa a fost să fie destinul. Al 13-lea fiind. Ultim. Am trecut prin tot procesul ăsta specific. De la leagănul de copii până la casă de copii școlari, preșcolari, centru de plasament. Efectiv, am trăit tot procesul de tranziție, de reformă, transformarea sistemului de protecție a copilului în România. Ce e ciudat este că până anul trecut am trăit cu impresia că eu am fost smuls din brațele mamei de către autorități. Însă, odată ce am fost numit, sistemul mi-a furnizat dosarul meu. Fiind demnitar, ca să fii demnitar, se face un raport de serviciile, fac un raport despre tine, e o întreagă procedură internă, nu am voie să dau mai multe informații, dar e o procedură. Ideea e că eu așa am aflat că, de fapt, eu nu am fost mulți din brațele mamei, ci pur și simplu am fost abandonat la secția distrofici aleagă unui de copii din Onești. La o lună de la naștere. Oricum, părinții mei erau în vârstă. Adică eu am fost făcut undeva la 50 de ani. Ultimul, da. 55. Și gândește-te că atunci nu ajungeai atât, adică nu ajungeai la, de exemplu, ai mei au murit pe la 70-80 de ani. Dar rata de viață era mult mai scăzută. Ai atunci apucat să-i vezi, să vorbești cu ei? Da, i-am cunoscut la 10 ani. Și cum a fost? Nu știu, pe când aveai 10 ani ai cunoscut sau? Când aveam 10 ani. Mai ții minte cum a fost prima întâlnire sau ce ai simțit? Cu mama m-am speriat, pentru că ea venea de pe o uliță. Eu am mers vreo 17 km de la Răcăciuni până în satul unde locuiau ei. Nu exista transport, nu exista nimic. Și la 30 de grade într-o iulie, pe jos, cu doi frați, am mers să-mi cunosc neamurile. Și ajungem pe acea uliță unde stătea mama. Ea cobora și arunca cu niște bolovan după câini, nu știu după ce arunca, mai că mă lovea și pe mine. Și eu am un frate, Sorin. Ea este mama. Ea era într-o chestie, într-un halat din ăsta, într-o chestie de pijama, de noapte, lung, neagră. Da, pijama o fiind albă. Dar era neagră.
i-a rămas blank și frate mi-a zis, ce este mama? O întreabă pe mama, știi cine e? Eu eram blocat, eram... Uh-huh. Ea vine să mă îmbrățișeze. Frate mi-a zicea că ele vișinele, ea spunea, hai, le Virgil. Virgil fiind un alt frate. A. Tot momentul ăsta a durat, după care am continuat călătoria să-l întâlnim și pe tata. Care tata era pe prispa casei? Casa fiind prăbușită. Era o prispa. Păi și unde dormeau? Pe prispa. Casa fiind prăbușită. Însă în fața casei, prispa aia cum se numește la țară, îi dormeau acolo. Tata, cel puțin, acolo l-am găsit. Și frate mi-o strigă la tata. Costică, mai strigă și mama. Costică, Costică. Însă ei aveau obsesie că ei nu mă identificau ca fiind vișinel, mă identificau ca fiind Virgil. Ei erau fer convinși că eu am murit. Așa li s-a spus. Sau... Știi ce e mai șocant? Că mie, la raport, îmi apare că ei mă vizitau. Nu m-a vizitat niciodată niciunul. Au fost N cereri de adopție pentru mine. Gândește-te, eram blond, ochii albaștri, frumușel eram când eram mic, acum mai... m-am schimbat la față. Să dădeau bani frumoși în perioada aia pe mine. Și de ce nu... Pentru că tata semna cu degetul. De nu știe ce semnez. Să nu aprobe adopția. Am găsit la... Dar în același timp, el știa despre mine că eu sunt mort. Dar când ai 13 copii, tu nu-ți dai seama pentru cine semnezi. Ca și cum e la țară. E pe repede înainte. Și așa mi-am cunoscut părinții. Pe care n-am putut să-i urăsc nici o secundă în momentul în care am văzut în contextul în care ei trăiau. Ți-ai dat seama că sărăcia nu i-a îndemnat să facă asta? Sau... Înțeleg că ceea ce i-a transformat pe ei a fost colectivizarea din 49-51, în care ei au avut o avere bună, asta din ce am reușit să mă documentez, și în momentul în care comuniștii au venit, au preluat puterea, ei s-au trezit dintr-o dată fără nimic, după colectivizare. Bunicii mei s-au sinucis, iar părinții mei au intrat într-o stare din aia. Depresie, s-au dus, vicii. Dar rău, rău alcool probabil. Nu, nici nu fumau nici alcool. Înseamnă că... Da, au cedat. Deci pentru ei faptul că au pierdut animale, pierduse nu știu câte... Terenuri. Zeci de hectare, de da. Că erau da, fixați. Da, da, da. Zeci de hectare de terenuri. Eu când am murit am aflat că, zic, Doamne, nu mă interesează. Am dat la primărie, zic, vă rog, să n-aud. Deci eu în viața asta, pentru pământ, nu voi lupta nici dacă mi se arată Dumnezeu. Cumva... Dintr-un principiu. Nu cred în lupta asta pentru ce? Ca să mă trezesc cum au ajuns în situația în care au luptat și oricum nu e nimic. Tot al lor sunt, de nu fapt. Nu e a nimănui. Ea sta, ea... Pe al lor. Cum să-ți explic? E o ciclicitate. Noi astăzi suntem, ne bucurăm, dar peste, nu știu, peste 2 minute poate să fie un cutremur și cade tavanul și nu mai suntem. Corect. Mi se pare de 10 ori mai important ceea ce fac eu în secunda sau în momentul în care eu vibrez cu cealaltă persoană. Dar consider că ai fost condus... De aceste... Bine, astăzi tu probabil nu le mai vezi traume, probabil le vezi ca pe niște binecuvântări tot trecutul tău. Așa a fost și la mine un trecut greu, nu ca al tău, dar atunci, da, le consideram le vedeam ca pe o nedreptate atunci, știi? Prin faptul că ai intrat în sistem și cu protecția copilului și să schimbi lucruri, să faci proiecte, cumva ai fost condus de aceste traume ale tale interioare. Că ai zis că nu ți-ai urât părinții, dar probabil ai urât sistemul pentru ce le-a făcut. Nu. Eu n-am urât niciodată sistemul. Dar nici nu l-am iubit. Am fost efectiv sec.
Am fost genul de persoană care a trăit, s-a bucurat foarte mult de viață. De fiecare dată când eram abuzat, fugeam. Îmi făcea plăcere să stau în gară. Mergeam la cerșit, spălam mașini. Făceam tot felul de meserii din astea. La un moment dat mă trimiteau poliția de la gară, ca să mă protejeze, mă trimiteau ei la furat. Bine, nu-ți imagina că furam, nu știu, mă trimiteam într-o curte de mere sau de pere, adică nu erau furi din ăsta, era, da. Iam și mie. Îmi dădeau găleata de nuci sau de mere. Saci tu în grădina aia. Da, și stăm noi aici. Și ei mă protejau pe mine, cei de la poliție, mă protejau pe mine să stau în gară, că trebuia să dorm undeva. Iar eu dormeam în sala de așteptare. Pe partea stângă, cum intri în Comănești, în sala de așteptare a gării Comănești, în partea stângă erau două scaune lipite de calorifer, iar eu pe alea dormeam. Te mai duci acolo din când în când să vezi scaunele? Am mai fost acelea? În ultima perioadă, adică am fost de mai multe ori, pentru că s-au făcut 24 de documentare internaționale, după primul interviu pe care l-am acordat celor de la The Guardian. Și acum pregătim... Am avut o întâlnire săptămâna trecută cu americanii și s-a scris foarte mult, s-a filmat enorm, enorm de mult cu mine în ultimii 8 ani. S-au făcut 24 de documentare despre mine. Trecutul tău. Despre trecut, despre tot procesul ăsta de transformare și starea mea de zen cu privire la... Uneori nici eu nu știu cum am reușit. Zen, dar ce vrei să transmiți prin aceste documentare? Sau care ți-e scopul tău? Am înțeles, ești zen, nu te-au afectat traumele, nu le vezi ca pe niște traume. Care e scopul? Ceva trebuie să fie. Scopul este că avem un trecut pe care nu vrem să-l acceptăm, iar întotdeauna și când am fost numit, am cerut guvernul să recunoască atrocitățile care s-au produs în aceste orfelinate. Gândește-te că mie mi-au murit colegi în cameră. Unii au murit de HIV, că s-au îmbolnăvit în centru. A fost o perioadă de epidemie în România, în anii 90, când cu acea seringă ni se făcea injecții, atenție, cu aceeași seringă, penicilină, ampicilină sau ce, în funcție de bolile pe care le aveam, cu aceeași seringă ni se făceau la toți. Și cum ai scăpat tu? Nu știu. Eu am luat și eu, dar n-am luat HIV, am luat aia, hepatita B. Gândește că sunt foarte mulți colegi de-ai mei în centru care au murit din cauza asta. Iar pentru câțiva am participat la mormântare. La tot proces, tot ritual, și eram revoltat pe Dumnezeu de tot ceea ce se întâmplă. Iar statul român, după ce m-am trezit că conduc această instituție, organizând un eveniment, shame se numește, în memoria colegilor mei care au murit în aceste instituții, îmi spun, nu ai ce căuta acolo. Nu mai ești o victimă. Trebuie să înțelegi că tu nu mai ești de acolo. Nu sunt un supraviețuitor. Corect, dă-mi voie să te întrerup un pic. De ce dădeai vina pe Dumnezeu? Pentru că eram foarte supărat de... Mureau foarte mulți colegi. Enorm. Gândește că am avut de la leucemie, sifilis, HIV, boli incurabile, copii care erau pur și simplu, unii s-au sinucis pur și simplu, ei s-au sinucis. Și participând la tot ritualul de mormântare, nu înțelegeam ce... Adică era o luptă între mine și Dumnezeu, participând la ritual, atenție, mi-am dorit să devin preot, ca să înțelegi. Asta și ce-ți povestesc acum, lupta asta, e o chestie la, nu știu, 8-9 ani. Am vrut să devin... Lupta asta interioară. Da, dar da, și de ce zic asta? Pentru că oamenii fac această greșeală. De ce Dumnezeu? Eu înțeleg. Doar că gândește-te că orice copil se agață, și firesc să fac asta, el se agață de ceva ca să-și justifice revolta, frustrarea. Să accepte situația. Fiindcă dacă nu te agăți de ceva, o iei razna. Corect. Iar pentru mine, eu fiind atunci foarte apropiat de biserică, încercam să provoc un dialog, o confruntare, bine, n-aveam cu cine, dar eu provocam o confruntare și încercam să justific sau să înțeleg de ce l-ai luat pe ăla, de ce l-ai luat pe ăla, de ce nu l-ai luat pe mine.
Și astăzi crezi în Dumnezeu? Absolut. Mi se pare cea mai importantă relație. De altfel n-aș putea să exist. Adică, de fapt, nu că n-aș putea. Sunt ferm convins că n-aș fi aici dacă n-aș fi avut această credință. Pentru că asta vreau să scoatem în evidență. De cel mai multe ori, când foarte multe lucruri rele se întâmplă, avem tendința, tocmai pentru a accepta mai ușor și a trece peste, să găsim vinovați. Și omenirea, oamenii fac această greșeală că Dumnezeu e de vină că nu intervine. Păi nu, acei copii au fost... Pentru un copil e foarte greu să explice asta. Da, știu, da. Eu acum, trecând prin filtrul rațiunii și... Corect. Mi-am dorit, gândește că eu am învățat, eu eram din ăla... Nu, da. A fost o eu am, în perioada mea de când fugeam de la centru și după ce am renunțat să mai stau în gară, am trecut o perioadă foarte importantă la mănăstirea Măgura, din județul Bacău, unde acum, în 2017, am fost cu o echipă de jurnaliști să-l reîntâlnim pe Părintele Epifanie, care mi-a tulburat existența după ce ne-am revăzut, el având atunci 90 și ceva de ani. La ce mod ți-a tulburat? În pozitiv sau? Nu. Nu putea, adică toată comunicarea cu el, între mine și el și cu jurnaliștii chiar, în permanent îmi spunea eu să mor. Atât. Deci el nu putea să depășească momentul ăsta. Ce zicea? Eu să mor. Mă plimbam cu el prin cimitire. Fiindcă noi, eu când am locuit la mănăstire, iar sursa mea de inspirație a fost acest preot, Părintele Epifanie. Și îmi făcea plăcere să mă retrag cu el în pădure, avea un loc de rugăciune. Ce drept eu fiind copil tâmpit, eram fascinat de tot ritualul ăsta. Și mă mai amuzam și ideea că el îmi și permitea această relație, el încerca să-mi explice, luam, dar mă punea la picioarele lui și îmi povestea de lupta cu demonii, dă visele. Păi mergeam și la rugăciune în zona unde bătea o rază de soare, era super, era ceva pitoresc. Doar că eram fascinat de seriozitatea lui. Eu fiind un puști, nu știu, un copil de 9 ani, țânc, tâmpit. Da, da, da. În efervescența specifică, mă uit la Fimiu care e. Da. Eu aici îi spun ceva și îl face altceva, adică... Corect. Păi. Eu eram fascinat de el. Ei, și eu când ne-am revăzut după 17 ani, 16, 17 ani, el își aduce aminte la un moment dat ceva, dar în permanent spune așa, am ajutat foarte mulți orfani, doar că oricum eu nu mai am mult și oricum o să mor. Ei, faptul că el îmi repeta asta cu moartea, pe mine mă... Vai, și era și o ceață. O ceață. Și el mă plimba prin cimitir. În ceața aia atât de deasă și în povestea despre moarte. Eu încercam să-l reactivez, să-i aduc aminte, să... Sunt conștient că la 96 de ani, nu știu cât avea atunci, nu mai, mai ales când el era în filmul lui, era destul de dificil. Însă, cred că au fost și momente în care vreau să-i spun că l-am mințit. De exemplu, am venit odată la mănăstire, și el m-a întrebat dacă am bilet de voie. Și am zis că aveam bilet de voie. Eu nu aveam curaj să-i spun că fugeam de la centru. Fiindcă mie în permanentă mi-era frică că el va anunța poliția și mă va duce la centru. Cum percepeai centru? Ce însemna centru pentru tine? Ceva de care să fugi? Era ceva... Era un spațiu de tortură. Adică ăla era un spațiu... Orice... Ce se întâmplă în centru? Se mai întâmplă și astăzi? Absolut. Sau... Absolut. Dă, nu știu, spune-mi. Gândește-te că... Eu am învățat să număr până la 10, având pălmile umflate. Umflate. Eu nu puteam să număr. Nu puteam să zic alfabetul. Nu puteam, eu abia reușeam să pronunț D. În momentul în care făceam pipi în pat, ne ridicau tălpile și ne dădeau de ni se umfla talpa. Gândește un arătător gros și ți se dădea cu sete la talpă. Asistente, femei, făceau treaba asta? Da, angajatele centrului. Nu, eram curios, erau bărbați sau erau femei? Nu, fete, atenție, femei. Mai e.
Eu n-am avut, eu la unde am fost, eu n-am avut niciun bărbat. Doar fete, femei. Și gândește-te că eu la un moment dat am reușit să opresc emoția asta în care făceam pe mine. Dar vedeam ce se întâmpla cu colegii mei. Gândește că eu am trăit cu frica, cu trauma, că la un moment dat, dacă eu fac pipi pe mine sau dacă fac ceva, ajung să fiu, deci, ca metodă de tortură, ne dezbrăcau în pielea goală. Atenție, ne dezbrăcau în pielea goală. Ne plimbau pe, când era un centru cu mai multe etaje, ne plimbau pe fiecare coridor și supraveghetoarele cu o vargă lungă, flexibilă, te băteau, deci ne trezeau pe toți ca să asistăm la acel spectacol. Aia fiind în pielea goală și loviți. Și pai tu te întorceai la tine în dormitor și plângeai. Astăzi nu se mai întâmplă genul ăsta de torturi, dar se întâmplă ceva diferit. Astăzi e o metodă nouă și se numește psihușca, și anume psihiatrizarea copiilor în masă, prin medicație neuropsihiatrică. Adică, nu te mai lovesc, că cu drepturile omului și e cam greu să te mai lovesc. La semne. Și atunci te fac legumă. Te bag pe medicație neuropsihiatrică. Deci tu nu ești de medicație neuropsihiatrică. Teza mea de doctorat, lucrările în care eu am investit energie, timp și despre care am scris, toate studiile spun clar că până la medicație neuropsihiatrică trebuie să treci prin terapie. Dacă terapia nu face dă, exact, nu dă rezultate, ușor intri și atenție, sub monitorizare, nu mai mult de 3 luni. Eu, băiatul care am salvat viața și care locuiește aici în cartier. 12 ani sub medicație neuropsihiatrică. Când l-am cunoscut, nu vorbea. Astăzi, prin programul pe care eu l-am, are casa lui. Lucrează. Cu ce are? 28 de ani. 29. Ar putea să vină și el? Și el probabil cum trecut? Da. Nu? Ar fi interesant. Deci, ce împlinire sufletească ai prin faptul că adică l-ai ajutat. Tânărul ăla, eu când l-am cunoscut, și care l-am cunoscut, atenție, printr-o biserică. Dar cum ai putut să-l extragi din sistem de acolo? Că mă gândesc că... L-au dat afară. Ah. L-au dat afară, s-a trezit ăsta pe stradă, iar am un program pentru tinerii străzii. Și anume, te iau de pe stradă, îți dau un apartament la cheie, mobilat, tot, impecabil. Nu te costă nimic. Condiția este să începi să muncești, nu aici căutăm noi, să faci terapie, nu te costă nimic, mă ocup eu. Și trebuie să faci o activitate de voluntariat, unde vrei tu, la orice organizație, dar n-ai voie la mine. Și îți mai cer ceva. Din banii pe care tu îi obții la locul de muncă, 50% îi economisești într-un depozit deschis pe numele tău, la ce bancă vrei tu, 50%, iar 50% te autogospodărești. Iar în momentele tale de picaj, eu vin din spate și te finanțez. Dar doar atunci când consider eu că tu nu ești pregătit. Adică, și ai programul ăsta de mult? El a fost lansat în 2020, dar conceptul este gândit pentru 2 ani. Însă unii au reușit să se integreze și să fac niște eforturi supraomenești și s-au mutat, nu știu, după 6 luni, după... Conceptul programului este că dacă în 2 ani de zile, prin programul pe care ți-l propun, tu nu ești independent, eu îți donez casa mea. Dar atenție, trebuie să respecti toți 5 pași. Dacă să-i remontezi, nu? Cât să le... Da. Dacă tu, 2 ani de zile, cu posibilitatea de prelungi până la 3 ani, dacă tu, timp de 2 ani de zile, ai respectat tot și nu ai devenit independent, eu îți donez casa. Dacă tu, timp de 2 ani de zile, dar eu îți garantez că sunt studii pe asta, când tu în 2 ani intri într-un proces, intri într-un... Obișnuință. Te... Exact. Că și casa asta, nu-ți imagina că el strânge bani de o casă în 2 ani de zile, că nu strânge.
ce face el de fapt în 2 ani de zile și strânge un avans. Ce pot să asigur eu este că pot să mă duc la bancă să obțin o comisiune sau să obțin o dobândă mult mai accesivă și mai ca să și-o permită. Că Viorel așa s-a mutat. Sau Florin. Dar de ce nu se face mai cunoscut astfel de proiecte? Uite, eu te pot ajuta să-l faci cât mai cunoscut. M-aș implica în treaba asta. Păi, nu-i că probabil ești tu cât îți permiți, câte un caz, câte un caz. Da, nu. Păi nu, îți dai seama, nici nu. Adică și de ce nu chiar eu chiar mă ocup individual. Păi adică te cred, mi-am dat seama că nu... Și poate să-ți povestească Viorel. Mă sună și la 12 noapte și la 1 și... Și el ce muncește acum? Sau? Este merchandiser. E din ăla care pune în rafturi... Uite, poate îl trimiți la mine să-l învăț frizerie, dacă îi place. Da. Are 8 clase? Are mai mult, are și școală profesională. Bravo. Acum se chinuie să dea bacul și îl susțin. Bravo. A luat la biologie. În fie, am zis așa, în fiecare an dăm la cât un obiect. Și ai încredere în mine că vom reuși. Acum și-a găsit și parteneră, o tipă tot așa dintr-un centru. Nu sunt ei compatibili, dar na, pe, nu trebuie decid să crească experiențele. Bun, hai să revenim. Deci foarte multe traume, nu? Enorm. Bătăi, cu mâncarea, vă înfometau? Mă, eu n-am simțit asta. Îți mărturisesc că eu cu mâncarea nu prea am simțit-o. Ce drept, nici nu sunt pretențios. Cred că mai dormeam flămând, dar... Eu n-am simțit. Cu abuzurile? Adică existau abuzuri sexuale? Absolut. Erau la ordinea zilei. Erau... Dar tu ai fost? Nu. Eu în centru n-am fost abuzat sexual. Dar colegii ai tăi? Da. Însă am fost victima unui moment în gara din Salina când doi colegi homeless, și zic doi colegi pentru că și ei au trăit în casa de copii, au venit peste mine în sale, în sala de așteptare acolo, da, la Salina și m-au dezbrăcat. Doar că am început să plâng atât de tare încât... Bine, mi-au dat, cred că vreo două și-au plecat. Nu era nimeni pe acolo, nu știu. La 3 dimineața. Eu dormeam, m-au trezit. Știi ce bine dormeam? Și în centru la fel, de către colegii mai mari veneau abuzurile, nu? Da. Adică abuzuri sexuale din partea personalului nu... Știi când am întâlnit abuzuri din... Adică relații de amor între personal și copii, eram deja mult mai mare. Eram deja la liceu și deja se vedeam, era destul de vizibil. Era câte o educatoare care mai avea câte o aventură, experiență sexuală cu câte un, nu știu, puște, 17-18 ani. Una și rămas însărcinată. Deja cu cât creșteam, într-adevăr, vedeam. Aveam acces vizual. Alte poziții apăreau. Da. Nu întâmplător, săptămâna viitoare lansez o campanie despre relațiile de amor dintre copii și angajații acestor instituții de protecție a copilului care ar trebui să-i protejeze, nu să încurajeze sau să întrețină relații sexuale copiii. Și o întreagă campanie care se desfășoară pe 40 de săptămâni. Interesant. În care vorbesc despre cum angajați care au, atenție, care au violat, au abuzat sexual copiii, au fost plasați, mutați la un alt serviciu. Deci nu i-a încetat contractul sau nu. Au fost mutați la un alt serviciu. Sau avem situații în care angajatul avea experiențe sexuale cu anumite fete și direcția l-a obligat pe angajat să le ia pe fete acasă. Adică fetele sau fata să fie într-un mediu mai confortabil, cum ar veni. Dacă... Să se mute la el. Îi înceta măsura protecției fetei respective sau fetelor și fetele se mutau la el, la agresor. Avem? Deci, voi lansa... Începând cu săptămâna viitoare. Cu dovezi, cu tot, nu? Nu ne permit. Păi, dar mă arestează ăștia. Eu aș vrea să le dau această posibilitate. Numai că eu lucrez cu arma lor. Ce nu-și dau seama e că eu o lună și jumătate
de când m-au demis, eu am început un research. Și ei mi-au răspuns, atenție, eu n-am făcut niciun efort. Eu, într-adevăr, am conexiunile, dar eu n-am făcut niciun efort. Ei mi-au răspuns oficial. Ci drept dacă nu-mi răspundea, oricum eu vreau să acționez în instanță. Eu sunt foarte pornit. Pentru că, măi, oamenii ăștia când m-au propus acolo, mi-au zis, vreau să reformez sistemul. Când m-am văzut acolo și m-am dus cu lista de propuneri, n-aveam multe, 4-6 la număr. Ci dreptele erau vreo 80, dar cu 4-6 m-am dus eu. Nu, stai să se înțeleagă că ai intrat în povestea asta la altă. Deci tu acum vorbești când ai fost angajat de către firea? Încercam să-ți justific campania pe care eu o lansez săptămâna viitoare, are legătură cu ce voiam să fac de moment în care am fost eu numit la Autoritatea pentru Protecția Copilului. Și cine care... te-a chemat acolo mai exact? Zi-mi... A fost o... Firea te-a chemat sau... Da, am fost chemat de Gabriela Firea la guvern pe 19... ianuarie 2022. Am stat vreo 2 ore jumate, 3 jumate, știu cât am stat, am râs, am plâns, a fost așa un amalgam de emoții, în care la final mi-a zis vreau să lucrez cu mine, în echipă. Și da, sunt pentru. Următoarele pretenții sunt. Și i-am explicat. Printre care, principala mea, adică prima mea cerere în toată relația, în tot dialogul meu cu Gabriela Firea a fost măsuri pentru tinerii peste 18 ani. Să știi că din punctul ăsta de vedere, femeia a fost parolistă. Astăzi, tinerii peste 18 ani, care doresc să plece din centre, asistență maternală, plasament familial, primesc o indemnizație de 2870 de lei pe lună, timp de 8 ani. Reține, Gabi Firea. Dacă nu era Gabi Firea, deci femeia asta, când noi am discutat despre acea lege, care era blocată de 4 ani, și zic, Gabi, nu mă interesează nimic altceva decât dați drumul la nebunia aia de lege. Suntem țara care ne batem joc de tinere peste 18 ani. Pe lângă că ești niște legume, ea nu fac nimic țara cea la 18 ani, după ce pleacă din centru. Deci ei au această indemnizație de la 18 ani, deci, după ce ei sunt dați afară, nu? Nu sunt dați afară. Tânărul face cerere că dorește să devină independent și după care face o cerere, primește un raport, dă că, cu subsemnat că își dorește să plece și pe aia depune actele pe care le primește de la DGSC. Și primește indemnizație. La AJPIS. Și din partea AJPIS-ului primește pe o perioadă de până la 8 ani, atenție, până la 8 ani, deci între 18 și 26 de ani, o indemnizație de 2800 de lei pe lună. Atenție, bun. Plus 3 salarii minime pe economie, adică 9000 de lei. O singură dată, ce-i drept asta? Îți dau un scris cu banii ăștia, te pui pe picioare. Și aici te întrerup. Sunt și niște condiții. Trebuie să muncești sau să-ți continui studiile. Bun. Ce să muncească? Tinerii? Sunt foarte deci, mulți. Fii atent de context, că de asta zic. Eu mă bucur că ai acceptat să vii, că n-am conexiuni și ți-am spus, am vorbit și cu Ligia să ajung la Firea. Nu, dacă n-ai conexiuni și o fac asta de 8-9 ani de zile, adică sunt foarte vizibil, știi? Cumva parcă sunt făcute, o apreciez pe Firea pentru, ți-am explicat despre acel proiect pe care l-am avut cu CTMB-ul, unde statul plătea, susținea tinerii din București, trebuia să locuiască în București și care, fără posibilități financiare. Și ei își puteau alege cursuri de make-up, de bucătar, de frizer, veneau la mine. Am calificat în 3 luni foarte mulți, foarte mulți. Și au învățat o meserie. Acum eu vin și te întreb pe tine, care tu ai crescut în orfelinate, da? Dacă până în 18 ani nu investesc în ei, adică să implementeze, nu știu, de la 14 ani, 15 ani, deja să existe, nu știu, ca un centru special unde avem croitorie, mecanic auto, cofetar, bucătar, implementează-le de mici copii, de la 12 ani chiar. Tu știi că UE mi interzice mie ca școală de frizerie să primesc copii sub 16 ani? Dă-mi tu logica la treaba asta. De ce? Nici cu acordul părinților, atenție. Și atunci ce, mai bine să stai în anturaje? Să se ia de alcool, droguri sau mai știu eu ce, eu mă lupt de 8 ani de zile să schimb proiectul ăsta. Ajută-mă tu, că ai conexiuni. Ți se pare normal?
Trimite-mi, nu știu despre... Nu, dar ție cum ți se pare normal? De ce blochezi tu ure? Singura modificare e pe codul civil, că acolo e interdicția. De asta e un caz pentru copii sub 16 ani. Da. Ți-am zis, îmi scriu mulți. Codul civil. La 14 ani, 13 ani îmi scriu, Adi, vreau să învăț frizerie, să o ajut pe mama în coafor, care are un salon. N-am cum. Trebuie să-i refuz. Păi nu, că ei pot face școală la tine, nu pot să practice. Că nu ridică licență, dacă mă prinde. Dacă faci școală cu ei... Dacă eu îl primesc la 12 ani, la 14 ani, cum am avut cereri, și vine un control și l-a prins, mi-a ridicat licența. 1. 2. Foști, nu știu, se eliberează din penitenciare. Da, știu. Așa. Au 6 clase, 3 clase. Au vieți grele, cum ai avut și tu. Au familii, deja au copii. Vor să înveți o meserie, da? Sunt eliberați, au stat 7 ani, 8 ani, au pierdut la orice... Nu știu să facă nimic. Eu vreau să... Că mi-au venit doi. Vreau să-i învăț meserie. Lasă-mă, tunde. Face și el un bănuț. N-am voie. Unul la mână. N-are 8 clase. Deci pentru frizerie, da, ministerul cere minim 8 clase. Așa o prostie, este. Un rahat, mare rahat. Ministerul Muncii. Așa da, este. Ministerul. Un rahat de lege. Da? Și cu copiii din plasamentele... Ok, foarte bine, Gabriela Firea. Bravo, splendid. Că le dai indemnizația, ai dat drumul. Foarte bine, foarte bine. Dacă el până în 18 ani... Da, nu e suficient. Uite, asta e un experiment pe care eu acum îl monitorizez. Că eu azi noapte n-am dormit, pentru că am scris la teza de doctorat, de la 12:30 până la 10. Și să spun și de ce este mai nociv faptul că se dau aceste indemnizații. E ca și treaba cu loto. Știi că sunt studii. Cei care au câștigat la loto, majoritatea dintre ei au ajuns mai rău decât au fost înainte să câștige. Deci eu înainte să le dau indemnizații, i-aș pregăti de la 12-13 ani, 14 ani, să devină independenți financiar, deschide-le apetitul, fă-l pe la mecanic, fă-l pe la... și pe urmă le dai bani pe mână, că cu acei bani se duc droguri, se trezesc singuri, fac ce vreau, îmi iau cu chirie, ce deci, crezi că vor am face? Un caz, am un caz la sectorul 4. Ia. Scuze că trebuie să... Te rog, nu, e natural. M-a sunat, mă sună domnul Vișinel. Zic, ce s-a întâmplat, drag? Am jucat toți banii la păcănele și vreau să mă întorc în centru. Păi zic, dragă, nu mai poți să te întorci. Zic, dar cum ai aruncat toți banii așa? Nu? Tot. Tot. Păi și unde stai? Stau în chirie. Păi da, tu ca să primești banii ăștia trebuie să muncești. Păi n-am niciun chef. Păi da, nu te primește nimeni. Păi și nu poți să mergi la adăpost? Poți să mergi, da. Asta e perspectiva. Păi ce să fac dacă am avut chef să joc în noapte? Păi da, tu știu toți banii. Deci vezi greșit de la... Pentru că de mici nu sunt educați. Exact, exact, exact. Și de asta zic, poate să fie mai nociv. Într-adevăr, poate fi mai nociv pentru unele persoane. Chiar lucrarea mea vorbesc despre cât de important este să pregătești tânăr din momentul în care, deci momentul în care ajunge la tine cu măsură de protecție, în funcție de vârstă, îl pregătești pentru momentul T0 și anume când el nu va mai fi de niciodată acolo. Corect. Pentru că ei nu se mai pot întoarce. Deși anual sunt sute de cereri prin care tinerii care pleacă revin și se trezesc dintr-o dată că n-au unde să meargă și nu mai pot fi primiți. Corect. Păi e tardiv. Uite cum ai avut și tu exemplul ăla. Ar fi trebuit, și cred că a fost un semnal de alarmă. Bă, oare e ok atâția bani, ei deștiind să facă nimic? Că dacă tu le zici, bă, vezi că trebuie să muncești, ei ce zic? Da, uite, am fost în Bâlcea. Toți tinerii care au plecat, toți, la 18 ani, și monitorez, muncesc, fetele sunt studente, niște rezultate, și atenție, au plecat anul trecut. Bun, ce au făcut acolo diferit? Ce s-a întâmplat aici acolo? Există un om, un tânăr care a crescut în centru, da? Și care îi ghidează pe toți cei 100. De când îi ghidează? De la ce vârstă? Că nu cred că... Nu, de la 10 ani, 15, da. Ce ți-a spus mai devreme? De fără vârstă. Înțelegi? În timp ce în partea aialaltă nu există nimic. Nu. Aici la sectorul 4, da, de exemplu, cu tânărul ăsta care... Da, nimic. Nimic. Da, sunt, ei sunt deja gata. Ei și-au format... Vezi că ei sunt mult mai maturi care au crescut așa. La 18 ani e tardiv, da, să-l mai schimbi. Absolut. Și absolut. De asta zic că... Uite, înainte să intru la tine în studio, m-a sunat un alt copil, din Brașov. Recunosc că mi-a zis să nu zic. Și... Un puște.
Știu, domnul Balan, am furat 17.000 de euro. Ce ai făcut? Am furat 17.000 de euro. Cum să fur, mă, 17.000 de euro? De unde? De la doamna. A găsit în casă, la asistentul maternal unde locuia, a găsit 17.000 de euro, i-a luat, i-a tocat în câteva zile. Dom'le, în câteva zile. Pentru mine a fost un șoc. Și el îmi cerea sfatul cum poate să evite să nu facă pușcării. Și eu încercam să mă reabilitez emoțional gândindu-mă la șocul sumei. 17.000, frate, era... O, luase, o fi luat femeia credit pentru ceva. Dom'le, tu stai aici? Și ce a făcut? A zis că băutură. Femei. Cluburi. Păcănele. Deci, nu e o lege bună. Mai rău le faci. Învață-i să pescuiască, nu le pescui tu în locul lor. Deci cumva de asta zic, poate o să faci ceva în sensul ăsta. Dom'le, aș face, ți-am mai zis, o fabrică mare de tot. Unde ei să înceapă de la 10 ani, pe clase, pe fetele, da, meserii. Deci gândește-te că eu, deci pe lângă viziunea asta de a-i organiza pe fiecare, pe competențele lor, gândește-te că ai în acest moment în România o armată șubretă. Ai un sistem militar șubret. Ai un sistem de securitate șubret. Poți să ai niște copii de o inteligență net superioară, clar, care pot să acopere niște paliere importante în aviație. Adică în tot este ce tot înseamnă sector. Corect. Să știi că, așa cum era, nu știu dacă am voie să zic, Ceaușescu, el avea o obsesie. cele mai bune minți, sau cele mai strălucite minți din rândul acestor copii, îi lua și îi distribuia pe diferite sectoare de atenție, de maximă importanță. Lideri. Da. Lideri. Ei, asta e marea problemă și asta vreau să întreb. Și creștea de mic, fiindcă îi simțea, el, sistemul, creștea de mic, aveau o școală foarte bine dezvoltată, ei erau preluați, mutați. Am nu știu dacă eu de-aia n-am mai fost dus cu ceilalți frați, nu știu care a fost gândirea. Dar ideea că ei erau preluați de mici și duși în sectoare separate, rupți de da, context, de neamuri, frați și toate astea, și pregăteau pentru a fi lideri pe domenii. Da. Tu ești un sfert. Si, peste si, orice, da. Dar vezi tu că de asta zic eu. Aici firea cred, greșește mult modul în care alege oamenii de lângă ea. De exemplu, domnule, mie nu-mi place politica. Nu-mi place politica. Dar asta nu înseamnă că nu mă pot implica în anumite proiecte. Nu, ca să poți ajunge să schimbi un proiect la noi în țară, trebuie să intri într-un partid. Și am văzut multe întâlniri cu... liderul de sindicat al tineretului, nu știu. Dom'le, eu nu vreau să fiu lider de acolo ca să ajung la tine. Cheamă-mă într-o audiență. Exact. Că eu, cum să zic eu, uite, ce mi-ai spus și tu și X, Y, Z, mie îmi scriu tinerii de ani de zile. Adică cunosc gândurile lor negre. Știi? Tot pe pile, pe nepotisme, cum ziceai tu, Octavie. Am avut un avocat care a vrut să fie avocatul meu, să fie consultantul meu, consilierul meu onorific în autoritate cât am fost demnitar și mi s-a dat în scris, deci am răspuns în scris de la președintele autorității că refuză, deși eu ca demnitar am dreptul să iau pe cine vreau eu. Atenție, eu am drept, în calitate de demnitar, să iau pe cine vreau eu la cabinet. Și atenție, omul s-a oferit gratis să fie consilierul meu onorific pe domeniul juridic, protecția copilului. Pentru prima dată, de când colaborăm noi de aproape un an de zile, cred că acum o lună, mă invită la un eveniment, la o întâlnire și îmi spune un lucru foarte interesant. Eu am crescut pe lângă autoritate, îmi spune domnul avocat. Ești primul om care, când a fost într-o funcție de demnitate publică, n-ai avut niciodată biroul închis. Eu n-am avut niciodată. Biroul meu a fost 24 din 24 de ore deschis. Mie, deși mi-interziceau, le spuneau de la poartă oamenilor că eu nu sunt la muncă, eu îi puneam pe oameni, sunați-mă. Am avut la un moment dat scandal jos. Efectiv, se dăduseră ordin
să le spună că nu sunt, că sunt în delegație. Eu eram la birou. Ca oamenii să nu poată să vină, biroul meu fiind deschis tuturor. La un moment dat am fost băgat în ședință și certat că am activat toți nebunii, toți protestatarii. Păi de aia suntem aici. Suntem pentru acești oameni. Când nu mai vrem, ne retragem și lăsăm pe alții. Păi a venit unul să-mi taie gâtul. Fino, drag. Hai. Ia și brișcă. Dom'le, a plecat din birou după 2 ore, dar nu mă mai desprindeam. Într-adevăr, o persoană adultă cu dizabilități neuropsihice, care era foarte înverșunat împotriva sistemului. Eu îl cunoscusem pentru prima dată atunci. Da, dar tu l-ai înțeles că ai trecut prin aceleași faze, probabil, în trecut. Și eu l-am luat, l-am îmbrățișat, l-am pupat. I-am zis, bei o cafea, eu asta beau acum, la ora asta e de mine, vreau să beau o cafea. Și vreau să bei cu mine o cafea. El nu înțelege ce se întâmplă. Nu se aștepta, în primul rând. Da. El să mă înjure. E bine. Eliberarea începe cu acceptare. Dacă simți nevoia să mă înjuri, îți dau voie. Sunt prima persoană din viața ta și demnitar, că tot e cu asta cu demn, care îți dă voie, ai voie să mă înjuri. Dacă te ajută. Dom'le, după 2 ore, omul ăla a plecat bucind. Omul a plecat împlinit. Mi-a zis problemele pe care le are, unde am putut am intervenit punctual, cum, na, prerogativele specifice m-am dat. Ei, și avocatul ăsta a zis că eu n-am văzut în viața mea, și mi-a explicat el că el a fost pe lângă autoritate nu știu câți ani, a fost, nu știu, consilier, nu știu cărui altă. Ești primul care n-a avut niciodată ușa închisă și mai mult de atât, care a avut răbdare cu fiecare dintre noi. Gândește-te că eu de dimineață până seara eram într-o continuă audiență. Eu l-am pe fiecare. Încercam să... La un moment dat, puneau presiune pe mine că încalc legea. Fiindcă eu încercam cine, cine era contra? Adică... Președinte autorității. Uite, explică-ne de ce te-a dat firea afară. Firea te-a dat sau ce vezi tu? Cum vezi tu? Firea, că ea a propus documentul, l-am împingeat, ea a propus primului ministru să mi se retragă sprijinul, adică să fiu demis. Pe ce motiv? Nu există niciun motiv. E dreptul primului ministru să... Deci ea n-a dat un motiv oficial, adică n-am nimic. Dar eu am înțeles că a plecat de la legea 145. Nu. Vișinel, ca să afle și... Femeile, în general, mamele, dacă și soția mea și ea are anumite dubii și... Dom'le, îți ia copilul. Îți dau un exemplu. Dacă nu a făcut toate vaccinurile. Deci, nimeni nu vă ia niciun copil. Unu, în primul rând că există o presiune a Uniunii Europene să nu mai instituționalizăm. Doi, eu am ieșit de nu știu câte ori anul trecut și am urlat în spațiu public. Unde să știi că Gabi m-a susținut. Chiar dacă a existat presiune împotriva lui Gabi. Exista presiune. Eu nu-ți explic ce presiune a fost în jurul ei. Ba chiar s-a cerut demiterea mea. I s-a cerut lui Gabi pentru că eu am ieșit în spațiu public să spun desfințăm toate centrele de plasament. Și ți-a luat apărarea. Da. Deci e important. Uniunea Europeană spune clar trebuie să desfințăm toate centrele. Legea asta, PLX ăsta, așa, ce înseamnă mai exact? Cât mai simplu? Înseamnă că obligă primăria să vină în sprijinul acelei familii care se află într-o situație vulnerabilă. Fie că vorbim de sărăcie, adică elemente care determină excluziunea socială. Da? Fie că vorbim de sărăcie, dizabilitate neuropsihică, în funcție de... Abuz fizic. Abuz fizic, abuz emoțional, abuz sexual. Deja asta e că dacă vorbim de abuz, intră deja SPC-ul. Abuzurile sunt de competența DGSPC-urilor, de competența primăriei, adică Serviciul Public de Asistență Socială, este zona de sărăcie. Adică statul trebuie să vină în sprijinul familiei, să ajute acea familie să-și crească copiii, nu să-i abandoneze. Asta își propunea PLX-ul. Dar mie mi se pare un pic, cum să zic eu, ăsta e începutul. Uite, știi, în Norvegia, de exemplu, copiii când vin la școală sau... Profesorii sunt așa, se uită și dacă văd vreo schimbare,
dar ce s-a întâmplat? Și dacă copilul spune că a zberat la mine mama sau tata sau nu știu ce, îi ridică copilul? Adică, acum da, e legea asta, n-are treabă cu voi. Dar se poate întâmpla ce se întâmplă în afară. Deci, adică, orice se poate, deci dacă s-ar întâmpla ce spui tu, ar însemna o nouă lege. Dar varianta actuală a legii este tocmai pentru a dezvolta servicii de suport în comunitate, să oblige autoritatea locală, adică primăria, să intervină doar în sprijinul familiei. Doar acele familii sărace, sunt mulți. Da? Exact, unde sunt mulți. Pentru deci nu are treabă avem cu vaccinul. Nu are nicio treabă. Avem 50% din populația asta de copii. Gândește că în acest moment avem aproximativ 3,7 milioane de copii. 3,7, da? Jumătate din ei, asta înseamnă undeva la peste 1.800.000. Asta știam de statistică asta. Că da. Deci peste 1,8 milioane de copii gândește să trăiesc în sărăcie. În sărăcie, da. Deține în primul loc în Europa. În sărăcie. Ai 1,8 milioane. Unde duci copiii ăștia? Dacă zici că, domnule, ia statul, nu are unde să-i duc. Clar, corect. Și eu când făceam de acum 2-3 ani, investiții-i, învățați-i meserii. Iar ajungem aici. Același lucru. Gândește că noi, atenție, noi astăzi avem aproximativ 45.000 de copii cu măsura protecției speciale. Atenție, la o populație de 3,7 milioane de copii. Astăzi, 2023. În timp ce, în 89, acum 33 de ani, aveam 100.000 de copii în centre la o populație de 6,5 milioane de copii. Corect. Și acum vin completarea la ce spui tu. Gândește că toate astea s-au înjumătățit și gândește că, de fapt, numărul de copii aflați cu măsura protecției speciale e același ca cel din 89. Ok. Fiindcă atunci aveam 6 milioane și ceva de copii, astăzi ai 3,7. Ai jumătate aproape. Bun. Și atunci, firea a venit cu legea aceea să crească natalitatea. Da? Da. Tu cum o vezi? Ca și lege e bună sau... Poate fi o perspectivă. Nu știu dacă era o prioritate, dacă îți mărturisesc. Adică pentru mine prioritate, adică cum văd eu lucrurile, este să ajut copiii pe care îi deja iau. Unul la mână. Apreciez viziunea ei liberală și anume de a propune un proiect care nu e socialist, atenție, și anume fertilizarea sau FIF în vitro. Ăla e un program revoluționar pentru România creștină. Ea și-a asumat un proiect foarte pertinent. Atenție! O femeie care e în spațiu public extrem de creștină să-și asume un proiect cum este acesta, și anume mamele care nu pot să nască natural printr-un act de iubire cu partenerul, să încerce să apeleze și la alte elemente artificiale care pot duce la proiectarea unui copil. Unde îți mărturisesc și eu m-am dus, știind că am capacitate, m-am oferit să donez. Doar că, pentru că am avut hepatită când eram copil, bun, nu m-au acceptat. Eu acum nu știu un detaliu, de asta te întreb. Adică nu cunosc și nu vreau să spun prostii. Deci orice cuplu, da? Dacă ea sau el, nu știu, au anumite probleme, pot apela, nu? Și sunt susținuți? Păi nu, doar ea. Doar ea. Adică, okay. Fiindcă doar ea poate să intre în procesul ăsta de FIF. Programul așa. Național FIF. Fertilizare în vitro. Ok. Dar chestia asta nu se poate întoarce împotriva fix a ceea ce tu vrei să rezolvi? Adică crești natalitatea și crește abandonul copiilor. Bine. Pentru că într-un mediu sărac, dacă tu, da, vii și crești natalitatea într-un mediu sărac unde ei nu se pot descurca, fac copilul, da, după 6 luni, văd cât de greu este, cheltuielile fixe lunare cresc, sunt depășiți, hai fuga la... și ajung ca tine. Dacă o să studiezi profilul celor care aplică, o să-ți dai seama că nu. Îți spun, sunt peste 10.000 de dosare.
Am studiat. E prea devreme să tragem concluzii. Trebuie să treacă un an, doi, trei să vedem abandonul dacă a crescut. Și atunci, eu asta i-aș fi spus ei dacă mă primea în audiență. Știi, veneam cu... Păi ce să crească? Că ei vor să reducă. Noi permanent, în fiecare lună, toți scădem. Îți dau un scris. O să ai la anul... Nu cu abandonurile, dacă cresc abandonurile nu, după. Nu, nu o să crească nimic. Fiindcă este... Noi trebuie să raportăm la UE că tot scade. Noi nu avem deci voie. Tot ca acolo trebuie să... Da, pe noi nu avem voie să declarăm crește. Nu avem voie. De-aia ți explic că nu o să ia nimeni niciun copil. Noi trebuie să declarăm că nu mai avem centru. Uite, nu știu ce deputat sau nu știu de la ce vorbea la TV, bine, și la TV, și se lega de chestia asta. Celălalt îl întreba, moderatorul, bun domne, păi și până la urmă ce face legea asta? Adică legat de vaccinuri. Și el a zis, da, păi părinții care nu vor să vaccineze vor trebui să intre într-un program de terapie. Bă, atenție! Și dacă și după programul de terapie tot nu vor să-i facă toată schema aceea, sunt șanse să ia copilul, cei de la asistență. Deci, pentru schema de vaccinare nu se poate lua nici... Nimeni... Ce s-a auzit. Nu, este, în opinia mea este o interpretare strict greșită. Înseamnă că rahat mult la TV. Foarte mult. Deci, schema de vaccinare este schema națională pe care o faci sau nu o faci, este decizia părintelui, că copilul, pe la urmă, face ce e copil. El nu are capacitatea să decide. Până la urmă, decide adultul. Ok. Cum la fel eu și cu mama fiului meu, ne-am decis pe anumite... Corect. Doze, că nici noi n-am făcut toate. Am ce am considerat în funcție de vârsta copilului. Nu mi-a luat nimeni copilul. Păi încă? Nici, îți dau un scris, că nici după PLX-ul ăsta. Care fii atent, că apare, asta rămâne. Da, apare. Da? Deci mamelor, stați liniștite, auziți, e multă vrăjeală cu legea asta. Nu, deci... e doar o interpretare. Deci, deci e doar pentru familiile sărace, unde sunt 10 copii, 15, și unde se construiește, atenție, scopul acestui PLX a fost să construiască. Uniunea Europeană pompează zeci de milioane de euro, zeci de milioane de euro, ca să se construiască centre de zi. Ce înseamnă asta? Da, after school, uh-huh. Da? Tu, părinte sărac, da? Ca să nu mai ții copilul acasă, să-l ții după tine pe undeva. Du-l la centru. Du-l la centru la de zi. Îi asigur 3 mese pe zi. Îl aduci dimineața. Asta e ok. Îi asigur 3 mese pe zi. Educație. Bun. Și fii seara să-l iei. La 6. Financiar ar fi ideal. Gândește-te că eu îl duc pe fiimiu, da? Dimineață și le iau seara la 6. Pentru că ca la o școală de stat ar fi. E la grădiniță și el merge de dimineață și le iau seara la 6. Deci și grădinițe și școli, nu? Toate de la... Da, deci acest... Tot... Adică sunt centre de zi special pentru a educa populația. Să știi că ideea nu e proastă, e genială. Nu e, nu, am și spus, dacă e așa, e Dumnezeu, splendid. Dau, deci, am dat un e splendid, că educație. Am dat un interviu la RFI în care am explicat chestia asta. Am fost acolo un an de zile. Uh-huh. Recunosc că eu aș fi vrut să mă implic mai mult în PLX-ul ăsta, dar nu m-au lăsat. E adevărat că eu am vrut să mă implic mai mult la nivel de sancțiuni. Și anume vroiam să penalizez, să sancționez financiar primarii care nu vor să se implice în viața copiilor. Fie că vorbim de sărăcie, fie că vorbim de... Sunt părinți care pot avea probleme neuropsihice. Și atunci tu, ca autoritate locală, trebuie să vină ajutorul acelui părinte. Eu nu sunt de acord ca tu, ca stat, să iei copilul. Atenție! Nu sunt de acord. Dar tu, ca autoritate locală... Trimite-i oameni specializați să ajute. O să creezi o relație. Monitorizezi. Ajuți. Copilul ăla atenție. Să nu crească într-un mediu. Pentru toți copiii, indiferent că e bună sau rea familia, să reții. Nimic nu este mai important decât familia. Indiferent cât de monstruoasă este acea familie. Da, nu-i desparți. Pentru copil este cel mai important să stea într-o familie. Și crede-mă, asta nu o susțin doar eu. Da, tu care ți-ai o susține dorit. Și UNICEF și toți aia care au lucrat la nebunia asta. Și UE. Deci UE ne bombează și ne dă în cap. Nu vă mai abandonați copiii. Știi că suntem pe primul loc în Europa. Cât de ușor ne spălăm pe mâini copiii. Și la abandon și la gradul de sărăcie. Da. Bun. Deci noi abandonăm atât de ușor și gândește că în Africa. Am fost în Africa. Știi ce m-a impresionat în
călătoria mea în Africa, când îmi povesteau mamele, oricât de sărace ar fi, ele nu își vor abandona pruncul. Preferă să moară cu pruncul în braț. Dar ele nu își abandonează pruncul. Și o chestie de transmisă din generație în generație. Moare mama, pruncul este preluat de rude. Tată, respectiv, dacă nu e tată, bunică, străbunică, cine? Dar copilul rămâne în familie, indiferent că sunt bogați sau săraci. La noi, debarasare, spital. Da, cât de ușor, cât de ușor. Și nu mai spun că, pe lângă că ne debarasăm, noi nu avem o centralizare a abandonului în România. Dar știi de ce nu avem o centralizare a abandonului în România? Și când zic o centralizare, mă refer la abandonul nou născuți. Că nu reprezintă un scop. Nu, ca să nu declarăm. Nu centralizezi ca să nu declari. Fiindcă dacă centralizezi, trebuie să declari. Și pe urmă nu mai primești de sus. Exact. Zim cu firea. Eu te țin aici. Ești certat cu ea, nu ești certat cu ea, am înțeles, te judeci cu ea, nu te judeci. Îți mărturisesc că mie mi-e foarte dragă. Dar când spun că mi-este foarte dragă, e că am avut o relație cum suntem noi doi, în care am stat foarte aproape, iar mie energetic, mie mi-a plăcut foarte mult această ființă. Și creație. Ce crezi că s-a întâmplat? Deci ai fost anturajul. Eu cred că cei care au destabilizat relația de noastră este lumea din jurul ei. Asta e. Și sunt conștient că am tulburat apele. Eu am tot încercat să... Noi am mai vorbit pe WhatsApp. Sunt conștient că și eu am pus presiune pe ea. Deci eu primeam de cazuri din toată țara și vedeam cum reacționează autoritatea și simțeam că nebunesc. Și îi scriam, zic, măi, vorbește cu Elena, nu se poate așa ceva. Avem, de exemplu, am intervenit într-un caz unde i-am scris noaptea, târziu, unde 5 copii, reține 5 copii, noaptea, târziu, mă sună cu, tocmai și-au pus ștrangul. Că să se sinucidă. Copiii abandonați. Îi scriu lui Elena, președinta. Că n-am respectat proceduri. Se omoară copiii ăia. Ce proceduri sunt? Îi scriu lui Gabi. Zic, nu se poate. Deci eu mă piș în proceduri. Deci nu-ți explic ce era la gura mea. O rog pe femeie și spun, dă în judecată, degea special. Sunt certat a doua zi, cum am putut eu să recomand acelei doamne să dea în judecată de geas pe ceu? Pentru că în situații de criză, iei măsuri de criză. Nu mai pe mine cu procedurile. Pentru că la Covasna, aplicându-se procedurile, ghiși ce s-a întâmplat copilul. Clasinici. Da. În timp ce la Oradea, unde eu am intervenit și unde mă înjurau toți, unde eu am stat copilul, secundă cu secundă, în care simțeam cum mai are puțin și explodează vena, și am zis, atât le-am zis fetelor, aveți încredere în mine. Rămâneți în familie. Nimeni nu se atinge de voi. În timp ce toată lumea urla în autoritate. Când calc legea. Eu zic, arestați-mă. Așa zic, arestați-mă. Astăzi, cele 5 fete trăiesc. Astăzi, acești copii, nu doar că îmi scriu și vorbim pe WhatsApp și monitorizez, asistentul maternal, familia de plasament, câștigă în instanță exact toți pașii pe care eu i-am propus. Iar instanța îmi dă dreptate. Păi bun, și atunci nu era de apreciat? Adică nu. Firea n-a apreciat lucrurile astea? Sau de la asta te-a dat afară că ai pus tu presiune în seara aia când i-ai scris? Nu, că am pus, nu doar asta, eu ți-am dat un exemplu. S-a adunat, ăsta e unul din multele. Stai seama, eu fiecare caz am lucrat individual. Ideea e că eu nu puteam să ajung la o înțelegere cu Elena Tudor, care este președinta autorității, care înțeleg că e susținută, nu știu dacă neapărat de Gabi, dar e susținută de un grup foarte puternic din PSD. Dar pe tine cine te-a propus lui Firea? Firea, te știi tu cu ea dinainte sau ai fost propus? Am fost propus. Nu pot să dau informații, dar am fost propus. Da, conexiuni. Da. Am fost propus. Într-adevăr, le-a fost frică de mine. Eu am toate conversațiile. Între ea și toți. Și
Eu am știut de la început când am intrat în game. Fiindcă vedeam tot ce s-a discutat, că bă, ăsta nu prea știe să tacă, ăsta nu... Adică i-au trăit... E instabil, nu? Ei întotdeauna au trăit cu frica asta. Bă, nu putem, nu o să-l putem... Descrie asta. Nu-l putem domoli, nu? Nu-l putem controla. Păi cred că asta e și la mine. De ce nu m-au... Și? Nu-l putem controla. Deși, reține, eu în anul ăsta, adică un an și o lună, întotdeauna am încercat o relație. Ba chiar am transmis nu știu câte unde și le-am zis, nu uitați, cheia unui leadership de calitate este dialogul. Faptul că voi m-ați izolat, v-ați luat o țeapă. Fiindcă eu știu să ies din izolare. Așa mi-e structura. Eu zic să ne vedem la masă. Haideți să vedem care sunt problemele și haideți să acționăm concret. Eu asta v-am cerut întotdeauna. Păi da, dar acum te judeci. Adică cum vezi finalul sau cum vezi sau ce vrei de fapt cu judecata niciodată. Asta? De ce? De nicio. Ce? Cu judecata, dacă instanța consideră că am dreptate, voi reveni pe post și voi continua. A, pentru ați recuperat postul. Da, da. Să revin pe post și să finalizez proiectele. Sigur. Pentru că, așa cum ai spus și tu, a avut multe proiecte, eu care nu suport politicul, mai ales cu meseriile, doar că la unele proiecte ale ei, greșeala este că, așa văd eu, le-a gândit până la jumătate, nu și dincolo. Și anumite legi pe care le-a dat se pot întoarce reversul medaliei. Știu, că nu sunt oameni. Știi ce cred eu? Că problema la ei este o chestiune de comunicare. Și anume, ideile sunt geniale. Și să știi că ea a reușit să-și ia în jurii și oameni. Dar ideea profi. Cu telefonul, cu numărul pentru copil, a fost a ei? Nu. Telefonul copil nu este proiectul lui Gabriela Firea, este un proiect al guvernului, este din perioada lui, din perioada Mădălinei Turza. Mădălina Turza este cea care a condus Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, înainte de... Era una de la... Deci n-a fost ale ei. Ștel, hai să facem tot așa un proiect prin care să... Eu mă mai lupt și cu chestia asta, să creștem... sau nu neapărat să creștem, să implementăm mai bine în mintea fetelor, da, adolescentelor, independența femeii, da? Să nu depindă de bărbat. Pentru că eu așa consider că totul pleacă de aici. Să știi că și Gabi susține asta. Gabi Firea e foarte focusată pe nemunia asta. Da, și eu cred. Adică mi se pare emanciparea femeii, mi se pare baza unei societăți sănătoase. Legat de abuzurile fizice. Cine pot spune de treaba asta? Abuzul femeii, adică... În centre sau în general? Și în general. Mă gândesc că oriunde. Eu cred că suntem într-un proces... Bun, în sensul că începem sunt să legi evoluăm. Care le protejează? Absolut, absolut. Dar nu e suficient să ai legea violenței, împotriva violenței domestice. Care ar fi legile acelea? Că uite, deci sunt foarte multe femei care sunt bătute, maltratate și au frică să meargă la poliție. Deci, nu mai zic că cele care s-au dus la poliție au primit un ordin de restricție, de care nu s-a ținut cont? Sau... Deci ce lege avem împotriva abuzurilor? Păi, ai legea 217, care e... E de ajuns? E cea mai importantă pe violență domestică din 2003. Știi cum e? Acum, legiuitorul face legi. Dacă autoritatea locală nu și aplică, până la urmă, rolul legiuitorului este să creeze și niște sancțiuni. Problema la noi e că noi creăm legi de protecție, dar nu creăm și sancțiuni. Adică aia care trebuie să ne protejeze, dacă nu ne protejează, să fie sancționați. Și atunci sunt nule aceste legi. Nu în totalitate. Știi care, cel puțin din cercetarea sau practica pe care eu am observat-o de-a lungul timpului, e că poliția spune așa, dom'le, noi încercăm să le încurajăm să meargă mai departe și ele vin și își iartă bărbatul. Și cred că se întâmplă asta. Adică femeile își iartă bărbații. Și atunci când ai genul ăsta în care se iartă, se iartă, se iartă, ea vine și a 10 oară fiindcă e bătută și cred că și aia săracii cedează psihic.
Dar știi că e la nivel psihic toată treaba. Eu sunt adică fel convins. Pentru ele cumva devine o normalitate. E firește, da. Dependența de agresor. Deci trebuie tratate cumva. Eu sunt de acord. De-aia trebuie să ai servicii comunitare de suport. De-aia spasul. Eu întotdeauna urlu cu spasul ăsta. Spasul are un rol... Doamne, dacă în România ar funcționa pe bune aceste spasuri, atenție, să funcționeze pe bune, aceste servicii publice de asistență socială, domnule, n-ai mai avea atâtea probleme. În care stai, vezi că ai o echipă multidisciplinară, care se deplasează la fiecare familie. În funcție, în primul rând că ideea asta cu Observatorul Național nu e proastă. Și anume să ai o centralizare a tuturor copiilor din țară, ca să știi exact care este evoluția fiecăruia. Dar tu lucrurile astea le discutai în ședințele cu Firea și cu toată echipa? Pe mine mă ignorau. Cu Firea a mers foarte bine. Problema e că Firea îi spunea lui Elena Tudor, dă-i atribuții, fă-i, implică-l. După ce pe scările guvernului, Elena Tudor, președinte autorității. Cât sunt eu în funcție, nu te atingi de nimic. Păi, dar ți-a zis Gabi. Faci ce vreau eu. Deci asta era. Și era o confruntare din asta în permanent în care să-mi arate mie, am și înregistrat, am multe, în care pur și simplu îmi spunea că ea are forță și că dacă vrea mă distruge, are putere, are. Zic, femeie, nu am venit să lucrez cu nimeni. Deci mult ego. Zic, am venit aici să fac treaba, adică hai să facem ceva. Eu m-am dus la ea, atenție, m-am dus zi de zi la ea. Zi de zi. Elena, zi cu ce te pot ajuta. Elena, hai să începem să construim. Hai să facem lucruri pentru copii. Nu că tu îți faci campanie. Măi, îți șterg. Femeie, concentrează. Șterg tot. Suspend pe perioada mandatului. Tot, toate conturile. Poți să înțelegi chestia asta? Că sunt capabil să suspend tot. Și să ne focusăm doar să facem ceva pentru copii? Voi aveți o obsesie cu domnule campanie. Nu are nicio treabă. Sunt apolitic. Și zi-mi treaba cu gradele. De când te-au pus în funcție, ai spus tu ceva interesant înainte să începem, dar cine ești tu să ne dai nouă comandă? Sau, nu? Adică se anulează cumva... Ele... Cum vezi? Cum să-ți explic? Gândește că ele sunt... Și când zic ele, cele patru femei care erau acolo în autoritate, care conduceau această instituție... Ele erau foarte supărate că eu am venit acolo așa. Floricică. Nu se așteptau ca negocierile să meargă într-un sens în care eu să ajung la autoritate. Și odată ajuns acolo, eu am încercat să-mi impun agenda, dar atenție, agenda pe care eu am propus era o agendă constructivă. Gândești că eu nu m-am dus acolo să dau în cap la nimeni. Eu m-am dus să lucrez cu fiecare angajat. Gândește că mergeam din birou în birou să discut cu fiecare, adică, în primul rând, problema omului care lucrează pentru apărarea copilului. Pentru că dacă tu nu ești bine cu tine, tu nu poți lupta pentru celălalt. Logic. Corect. Dom'le, am fost băgat în ședință că ce caut pe... Nu ți-a explic cum a fost. Că ce caut prin birouri la oameni. Măi, femeie, ăsta e rolul. De-aia mi-ați dat... De-aia fac parte din echipa de leadership. Doi, vreau să ascult oamenii. Vreau să-i simt. Asta mie, așa mi-e construcția. Eu nu pot să lucrez cu un om dacă nu-l simt. Pentru că dacă el suferă, el nu poate să contribuie, nu poate să fie concentrat și să dea totul. Iar interesul meu este să am tot ce e mai bun din el pentru a face lucruri geniale, pentru ceea ce luptăm noi aici cu toți. Păi gândește că mi-a venit o tipă de la Corpul de Control, în care a venit plângând la mine în birou să-mi spună că i s-a spus ce să scrie într-un raport. A venit plângând. I s-a spus ce să scrie într-un raport, un raport de anchetă. Și am zis, cum? Scrie ce-ai văzut. Eu neavând Corpul de Control, că nu era la mine, era sub ordinea președintei. Să vă cum intervenim așa. Oamenii de aia sunt specialiști acolo, ei se duc, se deplasează, văd în teren. Nu, i s-a zis ce să scrie. Deci multe războaie interne între angajați. Și de aici două chestiuni înainte să terminăm, o să vreau pe scurt, dar vreau să le ating neapărat. Mai ales că ești cu protecția copilului. De vreo 3 luni lucrez zilnic în sfârșit. Eu am stat lângă fetițe și am ajutat-o pe soție în creșterea lor.
și de vreo 3 luni muncesc zilnic în sfârșit, la școală acolo. Și într-una din zile am avut liber și am zis să petrec cu familia, hai să mergem la mall, la niște desene animate. Acolo la desene erau, nici nu știu cum se numeau, ideea e că era personajul, un puști, un băiețel mic cu taicăsu, s-au dus într-o altă lume unde acolo ar fi fost bunicul lui, pe care copilul nu l-a cunoscut. Da? Și l-a cunoscut acolo în acea lume și au început să se împrietenească, copilul să lege o legătură cu bunicul. Și la un moment dat îi povestea despre prietenul lui, Andrei sau nu știu cum, bunicul îi dădea niște sfaturi și în final, după ce s-a ajuns la un final fericit, un cadru final când stătea băiatul respectiv cu Andrei și Andrei pune capul pe umăr și se țineau așa. Cum o vezi pe asta? Adică din ce în ce aud tot mai multe lucruri. Relațiile, adică cum o vezi? Că e o chestie sensibilă. Ușor, ușor se infiltrează anumite chestii cu LGBT-ul. Da, la asta mă refer. Eu am văzut un film care a fost declarat LGBT sau extrem de... și nu mi s-a părut deloc. Relația de prietenie, cred că close. De-am bucit tot filmul. Adică pe mine personal m-a afectat filmul. Da, dar cum o vezi? Sunt curios. Adică... Și spun că m-a afectat pentru că am retrăit eu niște experiențe traumatizante în copilărie în care mi-am readus aminte de momentul despărțirii de colegi care au murit sau s-au sinucis din diferite situații, iar pe mine m-a afectat cât de importantă e legătura de prietenie. Acum, noi ca părinte avem rolul să discutăm copilul și să fim cât mai deschiși. Prietenia ea va exista întotdeauna. Cu sau fără intervenția noastră, ea va exista. Problema e cum construim această relație de prietenie și cât de sinceri suntem copiii noștri sau copilul nostru. De exemplu, pe mine când m-a întrebat prima dată fiul dacă l-a dus barza, știi, unde ai scos-o pe asta cu barza? Că auzi la grătii. Și nu, dragă, eu cu mami ne-am iubit și așa ai venit tu pe lume. Prin rezultatul unei iubiri. Eu cu mami m-am iubit. Ok. Nu te-a dus nicio barză. Există, într-adevăr, o putere divină, da? Pentru că e o suflare. De la Geneză îmi încerca să-i explic. De altfel, el este fascinat. Noi discutăm despre viața lui Iisus, discutăm despre... Ține de adult cum ghidează copilul, indiferent de ce vede. Gândește că copilul poate să vadă... E bine că a văzut cu tine. El poate să vadă... Mie îmi vine Thomas, nu știu ce, vede la grădiniță și mă surprinde cu niște chestii, dar mă șochează. Zic, tati, unde ai văzut asta? Gândește că el a văzut la grădii aia cu calimarului. Filmul ăla chinezesc. Așa, da, ok. Calamarului. Jocul calamarului. Nici la mine, nici la mami, niciun moment, în niciun context, el n-a avut acces la acest game, acest joc, acest film. Iar eu am trăit un șoc în momentul în care mi-a zis el s-a transformat în acea jucărie și a început să tragă mine. Și cânta chestia aia, care știa perfect. Știa melodia lui fata aia, păpușa. Da. Știa perfectă. Și apucă-te. Hai să vedem despre ce e vorba. Eu până la el nu știam ce este. Caută repede pe net. M-am uitat, m-am îngrozit. Discută cu el. Uite, ăsta e un joc periculos, nu știu ce, mult sânge. Încearcă să... M-am documentat despre joc, despre film, să-i povestesc filmul meu care știa tot. Șocul meu a fost că el știa tot. Adică, tot. El trăia. Și ce am mai făcut? Am instalat, mi-a zis de un joc. Am instalat jocul. Am început să discutăm pe fiecare cine e personaj negativ, cine e pozitiv și cât de important să conștientizăm că ăsta este un joc. Un joc violent. De ce am ajuns aici? Și așa am aflat că în grupurile lor acolo la grădi, unii mai aveau telefoane, au descoperit acest game, acest joc. De-aia zic că e bine când are acces la un film în prezența părinților, fiindcă altfel gestionezi
o situație, ce te faci când vine și te surprinde acasă și nici nu știi cum să reacționezi. Și trebuie să ai răbdare. Și să asta nu... cu reacționarea, da, e corect. Prin comunicare, e foarte important. Dar totuși, tu zici, nu cumva mai bine evităm prin a menține totuși lucrurile normale. Adică, ok, că nu am avut n-ai ce să împotrivă. N-ai dar ce să eviți, fiindcă el oricum vine natural. Și când zic că ei știi cum e asta cu evitatul? Când mi-a zis mami că nu este de acord ca Thomas să aibă acces la telefon, eu am fost pentru ca el să aibă acces din momentul în care s-a născut. În timp de care am luat un iPhone. Astăzi, Thomas nu stă deloc pe telefon. Fiindcă eu l-am dat, șoacă-te drag. El nu stă pe telefon. Deși l-am dat de la naștere. Ia dragă și joacă. Am schimbat nu știu câte telefon. Când mai arunc calme. I-am dat acces la tehnologie, dă-mi și am și explicat. Cum ajută, ce efecte are, cum poate fi un produs benefic pentru noi, cum ne poate ajuta și cum poate fi împotriva noastră. N-are chef. Stăm, face cifre, matematică, mi le fă, și are doar 6 ani. E nebunit pe matematică și îi place să-mi facă de mă termină pe calcule matematice. E nebunit că vrea să picteze, să organizeze și să facă numai... Asta la tine, dar câți au parte de explicațiile acestea? E adevărat, trebuie să ai răbdare copilul. Deci eu am o răbdare, îți mărturisesc că sunt momente când... Răbdare și timp, adică... Am. Uite, de exemplu, când mă sună dimineață să-mi spună că vezi că vine firea la tine. Unde? Zic, dar ce trebuie, dragă, cu firea? Păi vezi că ți-a ministerul, unde ești tu acum? Nu, mă sună dimineață să-mi zică, vezi că vine firea. Eu dacă nu mai urmăresc de 5 ani știrile, eu nici nu știam. Fii-mi-o face acea. Pentru că el vede, deși încerc să-l scot din, să nu-l bag în lumea și tensiunea mea. Corect. Dar vezi că sunt mulți copii care n-au parte de părinți. Și atunci, dacă noi permitem acolo un mediu de afară, pentru că aici e marea problemă, cum spunea și Einstein, lumea va ajunge la autodistrugere nu din cauza răului, ci a celor care nu se implică. Gândește-te puțin. Tot ce ai văzut acolo a fost doar faptul că a stat pe umăr? Nu. Au fost niște tente care ducea pe chestia asta. Mi-e greu să comentez. Că e și băiat cu băiat, că e ok, ceea ce eu doar zic de desenul acela, dar aud la multe cunoștințe. Bă, și eu am văzut unde încep să se infiltreze chestii de genul. N-am nimic cu lucrurile astea. Dar haideți, fraților, să le separăm. Adică, știi? Niciodată n-am fost. Dar uite, am fost pus într-o situație în care... Bine, că nu m-au întrebat, că-s mici, Sofia are 3 ani. Deci, eu am fost în Dubai. Ca să-ți dau un exemplu foarte interesant. Am fost în Dubai și pentru mine a fost un șoc cultural Dubai. Știi că bărbații se țin de mână în Dubai. N-am fost, nu știam, să ferească. Nu, stai să vezi că e foarte interesant concept. Iar eu m-am speriat. Fiindcă inițial prima mea reacție a fost, nu vreau să mă exprim verbal, da. A fost... Asta e țară de poponari. După care am început să mă documentez. Du-te la recepție, întreabă la hotel. Sunt prieteni, ia. Așa sunt crescuți. Femeile stau în spate și bărbații, ei așa sunt crescuți de mici. E un respect între ei și e relația lor de prietenie. Doar că ei se țin de mână. Iar pentru mine, cultural vorbind, a fost un șoc. Dar pentru că nu m-am documentat înainte să ajung în Dubai, că bărbații au voie să țină de mână, eu m-am speriat. Da, nu știu, să fie la ei. La noi să păstrăm... Spun, domnule, la noi cum? La noi să păstrăm... După gură, ca să se respecte cum? Deci eu, pentru mine a fost un șoc. Da, nu, te cred. Respect când s-a făcut după gură bombardierii. Nu știu. La veție. La evenimente, la asta. Da, nu știu. Nu mă pricep. De asta zic că e o chestie... Nu, dar sunt chestii fine care... Tot ceea ce ne înconjoară este fine. E foarte important cum ne raportăm și cum explicăm celor din jurul nostru. Eu, de exemplu, i-am zis, întotdeauna îi zic fiului meu cât de important este să iubim pe oameni așa cum sunt. Și mai mult îi spun, nu judeca. Fiindcă în momentul în care judeci, vei fi judecat. Și aici vin și îți vin eu cu o altă întrebare. Dacă judecata pe care o faci are scopul nobil de a salva un om sau un copil, că tot judecată e.
Eu întotdeauna mi-am propus să nu judec oamenii. Se acceptă așa cum sunt și dacă pot să salvez un om, îl ghidez. Alegerea este la el. Dar salvarea Dumnezeu, tot prin judecată vine. Dumnezeu ne-a dat libertatea. Corect. Eu cred foarte mult în liber arbitru. Și anume, noi oamenii alegem prin puterea conștiinței. Care ea este afectată sau nu în funcție de background-ul. Corect. De istoricul nostru emoțional. Și slavă Domnului, suntem un popor care am trecut printr-o experiență destul de traumatizantă. Și tot Dumnezeu ne-a lăsat judecata. Absolut. Da? Dar atenție. De-aia cred în liberul arbitru. El ne-a lăsat judecata din perspectiva proprii noastre percepții. Exact. Corect. Valori. Da. Convingeri. În care noi alegem. Da. Binele sau rău. Absolut. Și eu dacă vin, că de asta zic, noi ne judecăm copiii zilnic. Partenerii de viață, politicieni, fotbaliști, asta e judecată, doar că ce facem noi oamenii, schimbăm termenul în contextul ăla, alții vin și zic, nu domne, îl motivezi sau, nu, prietene, tot judecată e. Șantajul emoțional. Absolut. Iar noi ne folosim de el, dar doar că schimbăm termenul într-un alt context. Noi șantajăm partenerul de viață, copiii, așa care ți-e scopul din spate. Îl șantajezi de ce? Să-l traumatizezi? Da. E un șantaj emoțional negativ. Corect. Absolut, să-l ții sub control. Deci, dacă Dumnezeu ne-a lăsat pe pământ cu liberul arbitru și eu cred în asta, judecata ne-a lăsat-o ca să ne diferențiem față de animale, corect? Cel mai important. Bun. Dacă eu te judec pe tine, de ce bagi mă la păcănele și la... Du-mă banii la familie, că uite așa, uite. E o judecată asta. Asta e o judecată. De ce ar fi rău? Aș fi greșit în fața lui Dumnezeu? Ei, eu sunt pe alt principiu. Da, tu probabil vezi altfel. Da. Eu te susțin. A, te juri la păcănele? Bun. Vezi? Susțin. Stai să vezi. Da, stai să vezi. Știi cum am salvat eu un tânăr care lunar banii lui indemnizația de handicap se ducea la păcănele? Mergeam cu el la păcănele. Și băgai și tu? Nu. Mă uitam cum pierde bani. Și îl filmai? Nu, mă uitam, mergeam. Cât ai pierdut astăzi? Atât. Și îmi notam. A doua zi. Cât ai pierdut astăzi? Și a treia zi. Am câștigat 15 lei. 20, 100 lei. Bun. Dom'le, timp de 2 ani. Timp de 2 ani. Niciodată, dar niciodată, acestui tânăr, noi am zis, de ce arunci banii? Sau de ce joci păcănele? Momentul în care el a renunțat a fost când momentul în care eu tot îmi luam chestii și el m-a întrebat de unde am atâția bani și mi-au chestii. Recunosc că le făceam în prezența lui. Și zic, păi eu nu joc la păcănele. Și dacă nu joc, atunci am bani. Ies cu prietenii, mă distrez. Dacă aș juca și eu ca tine, cu siguranță n-aș avea bani. Fiindcă 10 ori pierzi și odată câștigi. Și ce puțin ăsta e sentimentul meu de când tot vin cu tine și monitorizez. Și așa s-a lăsat el de păcănele. E adevărat, după 2 ani. Deci nu-ți imagina că s-a întâmplat. După 2 ani, dar pentru un exercițiu ăsta în care eu ieșeam. Eu nu-i luam nimic, că îi spuneam. Tu ți-ai bagat banii la... Ceea ce nu... Eu, uite, pentru că nu i-am jucat, bag, o să-mi iau astăzi ce-mi trebuie. Ce-am... Cine ce zic? Știi faza cu... N-am citit Biblia, dar... Am citit. Eu am citit și Coranul. Păi de asta, ai văzut Iisus când a intrat în cetatea tatălui, când a dărâmat mesele, a fost o judecată. Știu. Și atunci ce înțelegem? E om. Ce scop ai în spate? A fost revolta lui. Când vezi că casa Domnului este transformată într-un bișniț. Păi, uite așa simt eu față de societatea asta. Și de câte ori încerc să îndrept un bine... Un rău în bine, da, nivelul de prostie a crescut atât de mult, încât eu am adus aici pe acel scaun, îți dau un exemplu, o escortă care avea niște traume. Eu am adus-o cu scopul ca fetele tinere să înțeleagă că iată ce poți ajunge dacă alegi să faci banii prin OnlyFans, videochat și așa mai departe. Peste 80% din mesaje erau contra mea. Pentru că eu i-am spus direct în față, tu ești o femeie slabă care te-ai vândut necuratului, că ea tot afirma că ea crede în Dumnezeu. Deci nu,
De ce îl va spui Dumnezeu oamenii, în asta? Oamenii pot avea credință. Și eu cred asta. Oamenii pot avea credință și o relație cu Dumnezeu, doar că ei nu dau valoare corpului lor. Unii oameni nu pot da valoare corpului, privesc corpul ca o materie. Păstrează relația spirituală. Că noi suntem și spirit, trup, eu cred în Sfânta Treime. Tatăl, Fiul și sunt. Corect. Și atunci, unii oameni se debarasează de trup. Deși nu conștientizează că și trupul e important în procesul ăsta. Dar, na, unii tratează corpul ca fiind doar un produs pe care de care trebuie să te consumi, că la un moment dat oricum nu mai poți face nimic cu el. Cu cât înaintezi din vârstă, nu mai e la aceeași efervescență. Știu ce zici. Și atunci unii vor să trăiască intens acea emoție specifică vârstei, după care se vor trezi, se vor... Acum, dacă nu s-au îmbolnăvit, e norocul lor. Dacă s-au îmbolnăvit... Astăzi... Acum, la modă, știi cum e mai nou, nu? Cum se poartă acum. Lasă, dau mâna cu dracu, să mă pun bine, că pe urmă mă împac eu cu Dumnezeu. În situația de care zici tu, păi cam așa e, în situația asta în care zici tu, eu văd mai mult, cum să zic eu, divinitatea ori o ai în interior, ori nu ai. E totul conectat. În cazul ei, eu o văd ca pe o scuză, ce vorbeam noi mai devreme, da? În care ea se leagă de faptul că eu cred în Dumnezeu, dar sunt nevoită să fac treaba asta. Doar că e vorba că ea a intrat într-o stare de confort. E mai ușor să produc bani așa. Și atunci să fiu un păcat. Știi? Și de asta zic. Tu, uite, că aici cred, văd eu un pic și nu știu cum să... Ori sunt eu prea direct și de asta... Noi dacă ne-am gândit și la... Nu doar la copiii noștri, că ai noștri îi avem lângă noi. Tot timp comunicăm, da? Ce facem cu cei fără părinți de afară? Că dacă eu, tu, lăsăm acolo afară să crească un lifansu, toate lucrurile astea care n-ar trebui să fie atât de expuse, copilul tău e protejat, dar ceilalți nu sunt. Așa este. Așa este. Și atunci răul înflorește. E exact aceeași situație cu păcănelele. Exact, care da. A fost sau o campanie auzi, acum. Cu toată comunicarea ta. Al tău are nevoie de două minute la, când este. Ajunge la 17 ani. Poate te, s-a certat cu tine. Așa este. Și s-a dus totul și a căzut. De asta zic. Hai să știi că m-a întrebat aseară fratele meu. Ne-am uitat la un documentar și mă întreabă ce vei face dacă Thomas s-ar droga? M-a întrebat frate. Și zic, nu știu. Probabil că la fel cum l-am salvat pe Octavian fiind, eu eram în anul 2 sau 3 de facultate și predam meditație unui tânăr, puști. El avea 14-15 ani și pentru că părinții lui își doreau ca el să devină preot, iar el nu credea în Dumnezeu, a ales o cale interesantă și anume se droga. Așa. Iar momentul în care el s-a decuplat de zona de consum a fost, petreceam timp cu el în anturaj. Sigur. Să fumăm? Sigur. Să aia? Sigur. Ce nu înțelegea el? Că eu niciodată nu ziceam nu. Și ideea e că era doar o impresie. Eu nu. Era doar o impresie. Dar întotdeauna am stat și am analizat comportamentul și tot ce m-am rugat de părinți, vă rog, vorbiți cu el. Atât. Cheia succesului este să vorbiți. Astăzi, e unul dintre cei mai buni avocați. A intrat pe primul loc la Universitatea București, la drept. Și am rugat pe părinți, nu forțați mâna. Dacă nu vrea să dea la teologie, nu forțați mâna. Corect. Nu obliga un copil să fie ceea ce tu n-ai putut să fii în viață. Dă-i libertate. A renunțat și la... E adevărat că eu le-am dat o idee pe care mi-o asum, adică raportându-mă astăzi, a fost mea ca machiavelică. Am făcut un deal cu poliția să le ia puțin să-l scuturi. Tu vezi, ai apelat la sentimentul de frică. Da, să știi că a mers.
Da? Păi nu, eu sunt de acord cu frica. Bine, nu sunt, dar atunci am nu, mers. Nu, dar e benefică. A mers. Tocmai e benefică și vezi că societatea începe din ce în ce mai mult să anuleze sentimentul de frică și într-o societate în care nu mai există frică se instalează haosul. Eu zic cea controlată, atenție, nu da, cea care creează traume. De exemplu, asta, relația pe care am avut-o cu poliția a fost foarte bună. Adică pe mine poliția m-a ajutat. Și foarte important, nu am făcut nicio secundă rău copilului. Corect. Foarte important. L-ai pus în postura care el să-și imagineze viitorul. Absolut. Deci eu, bine, nu știu, în limita timpului tău disponibil, aș vrea să lăsăm continuare pentru episodul 2, dacă o să mai poți veni. Da. Serios. Aș mai filma episodul 2. Știi ce vreau, ce teme să mai atingem? Parentingul ăsta modern, care mie îmi pare că e un monstru care distruge din temelii noile generații. Și vreau să ne contrazicem, că simt că tu... Da, eu am o viziune mai libertariană, așa. Mai... Da. Și despre educația sexuală în școli. Eu sunt pentru. Da, dar trebuie să dezbatem de la ce vârstă, ce anume... Așa este și ce trebuie să afle copiii. Și fii atent. Că faptul că îi spui fiului meu, de exemplu, cum mi-a zis că... Cu barză. A venit da, cu barză. Da, da, nu. Gândește că la mine, băieții din clasă, grădi, anul trecut, s-au dus, s-au dezbrăcat în baie toți băieții. Și i-a prins educatoarea și vine ăsta micu acasă speriat, a făcut pipi pe el. Și zic, ce s-a întâmplat, tati? Tomas n-a făcut niciodată pipi pe el. Adică el, când era mic la uliță și pe aia, da. Noi la un an și jumătate am renunțat la Pampers. Am început să discutăm și să-mi spună că s-a comportat foarte urât doamna educatoare în momentul în care a intrat peste ei în baie, pentru că ei, între ei, își puneau întrebări de ce unul are, o avea albastră, unul maro, unul verde, na, în funcție de pigmentul pelei. Iar doamna educatoare n-a avut capacitatea să le vorbească că diferența de culoare a penisului este dată de pigmentul pielii. Tot ce a putut să facă a fost să reacționeze foarte urât, că ăștia mici se uitau și admirau. Și am stat să explic lui fiul meu. Într-adevăr a reacționat greșit. Am sunat-o pe educatoare în fața lui fiul meu. Știți că nu e ok cum ați reacționat. Sunt conștient. Așa m-a luat. Așa este. N-am știut cum să reacționez. A fost ceva nou pentru mine. A fost șocant. Și efectiv m-am speriat. Dar important, după ce v-ați liniștit, să discutați copiii. Fiindcă el a venit acasă, s-a pișat. Ceea ce mi-am dat seama că a fost afectat de o experiență care l-a traumatizat. Și am discutat. Într-adevăr, tu ești mai alb. Vladimir e mai închis la culoare. Ionescu e mai... Și atunci, în funcție de pigment... Sunteți egal, nu sunteți... Da. Dar culoarea pielii automat influențează întreg corpul. Că tu nu ai piele albă doar la mână. Tu ai tot corpul. Ești mai alb. Și atunci, pigment... Ne-a pus întrebări și mai grele. De exemplu, nu știu care avea... De ce o avea mai lungă? De ce... Da, vezi, uite, n-aș intra atât de profund în discuții, e prea mult. Am trăit asta, eu am trăit asta cu filmul. Tu, dar tu ai plecat dintr-un alt mediu. Da, eu am trăit asta cu filmul. Dar e mult prea devreme, hai. Și trebuie să discuți asta transparent. Atenție, diferă în funcție de ce experimentează la școală. Le dezbatem, da, e de dezbătut asta. E de dezbătut, Vișinel. Da, știu. Știi? Eu spuneam că e foarte important să te raportezi în funcție de ce experimentează la școală. Adică să ai capacitatea să fii flexibil. Păi dacă nu se întâmpla să aibă situația asta la școală, nu discutam... Corect. Nu știu, poate la 13 ani. Și uite, și o altă chestie... Să fii deschis în funcție de ce se întâmplă la școală. Corect. Și o altă chestie ce vreau să mai dezbatem, educația financiară, care trebuie urgentată treaba asta. Nu există deloc. Deci abar despre educația financiară și un cabinet, un psiholog să fie în fiecare liceu. Că acolo e marea problemă, la liceu. Ei când se simt neînțeleși, știi, tentații. Cred că e puțin acolo. Un psiholog. Ai nevoie de mai mulți. Gândește că dacă ai un liceu de 800 de elevi, n-are ce să facă un psiholog. Nu știu, un proiect în sensul ăsta, tineri psihologi, crești, știi? Adică ai cred nevoie, că ar scădea... Ai nevoie de resurse umane, fiindcă adolescența este cea mai critică perioadă. Corect. E ceva huge. Gândește că am 10 copii de care mă ocup. E ceva... De asta zic, că e nevoie să mai filmăm o dată, dacă o să mai ai timp. Cu drag. Îți mulțumesc din suflet și te aștept pentru episodul 2. Da? Da. Și așa am trecut peste program. Cam atât, dragilor, pentru astăzi. Ne vedem la episodul următor. Nu uitați, frumoșilor,
abonați-vă, vorbiți prietenilor despre noi, Realități cu Niculescu, un podcast sincer, autentic, fără întrebări date înainte. Da? Haideți să luptăm pentru educație și nu uitați, meseria salvează România. Mulțumesc pentru invitație.